viitor s-ar putea ca elevii să nu își mai aducă caietele și cărțile la școală. Adică s-ar putea să-și aducă mai tabletele și să scrie pe ele și atât. Să mai care un ghiozdan întreg de cărți. Robert știe clar cum va arăta școala în viitor. Entuziasmul său era unul molipsitor încă din 2017, când școala gimnazială Sâncraiu de Mureș, la care învață, a intrat în proiectul Digitaliada. Acasă mă joc pe jocuri obișnuite, de aici mă joc pe jocuri educative și mi se pare mai interesant. Față de anul trecut există o schimbare foarte bună. A început să învețe mult mai bine la matematică, e mult mai receptiv, orele sunt mai interesante. Mă gândesc că cu ajutorul tabletei a reușit să învețe foarte multe și să-l atragă un pic materiile și informațiile care le oferă aceste tablete. Robi este un elev care este pasionat de matematică, este tot timpul curios și de fiecare dată nu ezită să mă întrebe dacă ceva nu a înțeles. Cel mai mult la matematică îmi place algebra, dar sunt foarte curios de geometrie. Geometria e atât de interesantă, dacă o înțelegi bine. Mama lui este o persoană foarte ambițioasă și de mic a lucrat cot la cot cu el, l-a susținut și îl ajută și în prezent. Eu așa cred, o legătură deosebită este între cei doi. Mă consider unul dintre mentorii lui. Robi chiar mi-a mărturisit că dorește să meargă la informatică, deci nu matematică, dar sunt surori, să spunem așa, nu poți să faci informatică fără matematică. Și el își dorește să lucreze în viitor în domeniul informatice. Atât de mult l-a impresionat pe Roberto proiectul de educație digitală al Fundației Orange, încât ar face fiecare clasă un laborator Digitaliada, dacă ar avea această putere. Și are toate șansele să-și împlinească visele, povestesc profesorii lui. Dacă aș fi eu un director, aș pune un videoproiector în toate clasele, ceea ce s-a întâmplat deja, aș pune o tablă smart în fiecare clasă și... Desigur, aș înlocui caietele cu tablete. Mi se pare mult mai interesant să scrii pe tablete sau să faci exerciții pe tablete, să joci pe tablete decât să ai un pix în mână și să scrii, dar... A fost total o schimbare pentru el, că a început să învețe să utilizeze tableta și să lucreze cu ea. Și normal că a devenit matematica mult mai atractivă și cel puțin la geometrie ajută foarte mult, desenele. Pe Robi îl văd într-o funcție de conducere undeva. Nu-i place să-i se spună ce să facă, îi place să aibă el inițiativa și să coordoneze el grupuri de elevi și este, să știți, un lider născut. Robert ar putea fi un profesor sau un doctor, pentru că știe și bine toate materiile. Mă pasionează tehnologia, recunosc, și calculatorul, dar... Îmi place și foarte mult matematică. Am fost și la multe concursuri de matematică și în viitor aș vrea să mă duc la Mate Info, la liceu.